Bun găsit băieți și fete la podcastul nostru Dopieta, ediția cu numărul 19, alături de mine inepuizabilul Alin Buzărin, care este un pic accidentat astăzi. Inepuizabilul, dar epuizatul. De -epuizatul deci îmi da. cer scuze pentru aceste triluri pe care o să le emit astăzi coardele Am mele vocale. Am să încerc să vorbesc eu mai mult, deși nu, nu cred că Nu, nu reușești, reușești dar, nu reușești. <laughs> <-o> să reușesc <laughs> în fața voia Măcar hârii pe aici, deci mi s-a stricat difuzorul, coardele mele vocale nu sunt în cea mai bună formă, sper măcar eu să fiu. Da, să spunem ca de obicei că suntem pe Google Podcast, pe Apple Podcast și pe Spotify și bineînțeles aici pe canalul de YouTube al pariurix.com unde vă rugăm să vă abonați pentru că ne ajută foarte mult în desfășurarea ulterioară a emisiunii și să dați like la acest video. Nu este mare lucru să apăsați acolo un buton de like. Chiar dacă nu vă, vă place. Eu zic, că, eu zic, că, le place. Am văzut că sunt mult, destul de multe comentarii. Sunt vreo 135 de comentarii la ultima ediție. Am dat 20 de free beturi de a câte 50 de lei la Superbet, la ediția precedentă meciul a fost uh, Tottenham Manchester City 0 la 2 uh, 8 dintre voi au ghicit 8 am zis parcă 9 sau 8 sau 9 așa au ghicit uh, scorul corect ceilalți au fost frași la sorți dintre voi, cei care ați comentat mai mult și, într-adevăr, sunt multe întrebări, pentru, mai ales pentru Alin Buzărin, pe care... Dar de ce nu ai și mai mult? Adică, 0, nu era păi stai un pic că și noi am zis mai mult. Noi am zis 1, 3, 2, 3, că ceva de 2, 4. La ai zis apărarea tu apărarea lui Tottenham, da, da, da. da, 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 a da, fost da, da, mici, probabil, lumea lumea -a așteptat... 3, da, 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 un podcast produs de pariorix.com. Noi facem avancronici, să nu le mai zic analize, că noi i la Alin Buzărin. Se fac și alea, dar analizele amale. la clinici private sau, chiar facem sau în spitale. Zilnic, facem zilnic analize pe pariorix.com. Și toți Alin Buzărin scrie acolo, bineînțeles, eu Dan Ștefănescu, Ionuț Angheluț, Gabriel Morariu, Marius Huțu și așa mai departe. Uh, pot să mai zici tu dacă vrei, eu... Păi ei rețin pentru că, că sunt mai vechi. da, 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 da. Uh, da, 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 uh este la la vinia. Sunt mulți. La vinia, uh, Benciu, da? Acum Benciu, mai nou. Benciu, mai nou, pentru că s-a căsătorit și are și copil. Da, să uh, Dar vino. cred că e singura fată, cel puțin de la noi. Din nu știu dacă în in industrie da, mai da, face da, cineva... Eu nu, eu nu, cred că... Eu nu la mai știu de și dă ponturi, da. Uh, începem cu finala Cupei României, care a fost câștigată Surprinzător de Corvinul Exact Hunedoara. cine miza pe penaltiuri și victoria Corvinului aia era, au fost și patru goluri în doi, doi a fost în timp regulamentar, au fost destule ciudățenii în final asta, dar până la urmă avem o după 49 de ani avem o câștigătoare a cupei din Tăneșalon inferior. Bun, în, în ideea în care Rapidul în 75, când câștigă, promova în primul. Da, fusese în Liga doua în, mm -hmm. în deci sezonul și, respectiv. Deci și Rapidul ar putea și Rapidul poate revendica chestia asta de a fi câștigat, dar nu mai era Liga a doua, că e o controversă, adică da. promovase deja în prima ligă, bun, înainte de aia, Chimia Râmnicu Vâlcea în 73, Arieșul Turda da. în 61 și Reșița, se numea Metalul Reșița, atunci aceeași echipă ca și acum, în 54. Arieșul Turda cu? Cu rapid, cu rapid, cu rapid, rapid, rapid. Iar Ozon a pierdut două finale, atât în lui Dinamo în 54, cât și al Rapidului în, în 61. Două finale cu divizionare secundă, da. Da, vom avea și povestea săptămânii, a podcastului. Mileniului, da. mileniului, un pic mai târziu, dar acum să mai vorbim un pic despre această finală. Bun. Eu spun sincer și te las pe tine... Nu mă așteptam la coordonă doar nici, uh, nici la 1-0 pentru... Nici la 1-1 când au egalat la 1, nici la 2-2. Nu, la 2-2 am început să zic așa. Băi, fii că nu sunt chiar atât de... Deci de prin minutul da. bă, 70 și ceva... Bă me, când ai ajuns 2-2, mai sunt 10 minute, ții da, de el, da, în prelungiri, da, da. ții de el, la penal, Păi chiar... eu cam stau pe jos, orică... Da, 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 era clar că galați e o echipă mai bună, mai bine plătită, mai de valoare, mai... Toate aspectele erau îndeplinite. Iar în prelungiri că... n-au avut mai nimic, cred cei de la Corvinu au e, foarte puțin. Acum cuțin. la penaltiuri. Păi la penaltiuri, deci sigur că Dorinel merită toată stima noastră pentru ce a făcut ca jucător, ca antrenor, dar nu știu ce a vrut cu Diocel, să vină primăvara. vara. că de tare și o bagă în, în poartă. Da, n-a venit primăvara pentru că adică este deja... tu să-l bagi pe ghiocel minutul 119, mai era un minut din prelungii... nu, clar pentru l la băgat. Da. Păi, mamă, ce bine bate ghiocel, dar de unde știe el că bate ghiocel? Probabil la antrenament, eu la nu ți minte să-l fi văzut pe ghiocel bătând vreodată, poate la Liga 3 -a. Da, or fi exersat și penalturile sau fi zis, băi, batem pe ăștia. Dar cum încolo... să te duci la o finală să nu exersezi penalturi? O echipă de Liga 2 batem pe ăștia, de Europa. Masă, că și în Germania, Bayern a fost bătută de sarbul, că în atunci, pe vremuri. Da. Bun. Acum, ace această finală și acest rezultat a generat încă un meci de baraj între Oțelul și Ucluj. Da, se joacă duminică, și vom se vorbi despre duminică la două jumate. Da. E, pentru că, e, fără, fără să vină încă vreo bulă papală de la Vatican, da. Se pare că Corvinu are drept de participare în, în... Bulă papală de la Vatican, te referi la UEFA. La UEFA, La UEFA bun. că trebuie să pe le dea să Pe ce principiu, accept, joace pe în... Ce principiu în, în România Corvinului legea sportului nu-i permite să promoveze în, în prima divizie? Da. Acolo nu funcționează legea sportului, funcționează principiile UEFA, iar UEFA chiar, cum să spun încurajează prin politica ei accesul echipelor mici. Meritul, și meritul sportiv. Merit, dacă bun, am din bun, dincolo de meritul sportiv, răspândirea fotbalului, divizia secundă, nu de departe de Dacia de UEFA ca, ca gândire. Din în, ce am citit și eu, asta. e o simplă formalitate. Să da, dea da, 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 Licența UEFA, da. dar ei verifică totuși să nu existe o echipă care să fie aproape de faliment, de exemplu. Pentru nu că dacă ești aproape de faliment, de vedere, și trebuie da. să intri pe o lună, nu te lasă nici și. Și să... încurci competiția da, pe acolo. Exact, dar ei dacă exact. garantează sigur că nu vor putea juca la ei. Din ce am înțeles, vor juca există un acord măcar verbal în momentul ăsta cu Sepsi, deci vor juca la Sfântul Gheorghe. Mai sunt în zonă stadioane, la UTA ai un stadion frumos, nu-i departe, la Cluj sunt două, deci în Transilvania. La Sibiu? La Sibiu, la Sibiu, la Sibiu, Sibiu. că au o oră pe autostradă, sunt 110 Sibiu, km. Și ceva, e, da, da, mai da, da. că și cupa acolo. da. Cred că e omologat da. pentru tururile preliminare, stadionul din Sibiu din moment ce s-a jucat acolo a doua oară consecutiv. Cred că da. Cupa României, acolo s-a și-a jucat pan cu majoritatea meciurilor unde da, mă, 21. că Erau omologate până în Armenia s până nu știu unde. Da, n-aveau N-aveau gard. Nici tribune. N-aveau da 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 da, 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 La Sibiu e chiar un stadion frumos. E frumos. mai e, e frumos. Cum să nu joci acolo turul preliminar. Da. Eu zic să mai amintim și poate încheiem despre finala Cupei ca să trecem la povestea zilei despre, să spunem despre doi oameni care cred eu au fost importanți în această finala, în această cupă, această câștigă. În primul că... rând, jucătorii au fost Nu, eu important vreau să zic despre Ioan Andone, care... A. Sigur. A, a fost acolo și e președinte de onoare. El a demarat. E membru în Consiliul de Administrație. Așa. Din ce știu eu. Membru în Consiliul de Administrație. El, el a cam pus pe roate. A da, de exact, primarul acesta ăsta, care e un băiat excepțional, Dan Băbăuțanu. Deci, ne cred venit de la Liga 3 Da, nu? da, da. De deci da. primarul Dan Băbăuțanu este coleg în anii 90 de început studențași fiind la ceva tehnic pe acolo S da, da, a scris la Fotbal Vest. Uh -huh, uh -huh. Deci pe timpul facultății și după. Da. La Timișoara. Și pe, bineînțeles pe Florin Maxim, ai zis tu, antrenorul, trebuie să-l amintiți. și pe el. Obligatoriu. Da. Ele da. și din zonele, din Brad. Deci uh -huh. Andone de acolo sigur. Bogdan Apostol a adus toți jucătorii da. sau a contribuit la aducerea lor eu am avut în emisiune, eu, mă rog, am fost la Iona Cosma la Play Sport în emisiune și a fost, a intrat a Florin Maxim, asta vreo oră, n-a zis, am treabă, că nu știu ce. A, am a, întrebat sigur, orice, Mi-a plăcut ca discurs, mi-a da, plăcut da, cum da. vede fotbalul, foarte, foarte ok și e bine că avem astfel de antrenori să mai aminte și alții. Da, Alin, hai să trecem la povestea care e păi tot de tot Corvinul Corvin, da. nu se leagă că acum nu avem încotro, e vorba de prima și singura participare a Corvinului în Cupele Europene. Se da. întâmplă în 82, în toamnă. Uh -huh. Deci Corvin, sezonul 81-82, termină pe locul 3. Până cu vreo 6-7 etape înainte, chiar avea șanse la titlu. Uh -huh. Termină pe locul antrenată 3. Antrenată de Mircea Lucescu. Antrenată de Mircea Lucescu și jucând Mircea Lucescu acolo până spre finalul competiției. Uh -huh. Însă Mircea Lucescu fusese deja numit selecționer de 8 luni. În urmă, la Berna, primului meci cu Elveția. Și atunci ai s-a pus în vedere, domnule, nu se mai poate chestia asta, hai să te ocupi, că avem cu Italia, avem cu Suedia, avem niște meciuri, Hai să nu mai faci naveta la Hunedoara să intri tu minutul 78 să dai gol în minutul 83. <gători> <gători> adică selecționerul dă gol, egalează, a, a jucat într-un meci la Cluj când chiar a intrat pe minutul 80 și pe 85 a dat gol. -a Dar cum a ajuns 1 -1. el acolo? Cum ajunge Lucescu de la Dinamo la Corvino? Adică, care a fost a... relația? E, uite, astăzi, venind încoace spre studio, am trecut prin fața blocului unde a stat Mircea Lucescu mult timp, este ultimul după știrbei, vodă până se intersecteze cu Luterana, pe partea uh -huh, stângă, vis-a-vis uh -huh. -vis de celebra autoservire uh -huh. care a fost uh -huh. acolo, e florerie de la piața Palatului de acolo. Acolo locuiau. Uh -huh. bloc Chiar a... în intersecție acolo? Blocul din intersecție? 5 metri în spate pe așa, știrbei, uh -huh. da, 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 pe, inter... pe colț e altceva acolo. Următorul bloc de la Interbelic. Am înțeles. Deci blocul ăla interbelic a avut de suferit în 7, 7 în 4 martie. La cutremur. Și se pare că uh, au, chiar au avut noroc. Uh, Lucescu era în cantonament cu Dinamo. Trebuia să înceapă prima etapă din rătură atunci. Uh -huh. Iar doamna Neil era cu Răzvan la un film. 77, 69... La 8 ani. Răzvan. La, cinema. Da, la, la cinema. Era ora 9 și ceva. Da. Da. Și e, probabil că dacă erau în casă, de deci a, a fost rău avea. și atunci s-au speriat. S -au s mutat. eu vreau să mă duc undeva în Ardeal, unde e, zona seismică nu mai sunt, adică multor mai procedat. Eu cunosc foarte mulți da. bucureșteni și sudiști de pe aici, care s-au. În, în Ardeal nu s-a vărsat paharul cu apă, nu s-au murdărit fața de masă de la cafea. Uh -huh. Bun. Uh -huh. Uh -huh. Și atunci pleacă la Hunedoara în 77, joacă până în 77 și de partid, joacă. cum a plecat? Nu știu. Adică Dinamo i-a dat dezlegarea că avea 32 dar de ani. Probabil că l-a contactat cineva de acolo. Oia de acolo, de la combinat, da. șefii. Hai, domnule, vin da, la da, noi, vii, că uite -i. au dat și niște bani. Bun, de acolo da, erau Radu Numvailer, juca remuz Remus Vlad, venise, Remus Vlad, Hunedorean, dar an de zile să se plecau și să se lui Fecearciși în Real Madrid. Deci erau niște da. jucători. Bun, și ar... mai el a adus pe Dumitrache, pe cine mai adus? În primul an. Da. Ei termină pe 8, 9, în al doilea am pică. Mm -hmm. Dar Conoțescu. el, el, din primăvara lui 79, când l-au dat afară pe Ilie Savu, celebru Stelist și portar internațional l-au dat afară pe Ilie el a pregătit echipa are turul ăla, ce deci el a retrogradat fiind antrenor jucător. Uh -huh. Un an în uh -huh. B79-80 au intrat, au intrat fluere, ușor. au dat 90 de goluri, da. în A80-81 locul 7 sau 6, 81-82 locul 3, uh -huh. după Dinamo și după Craiova el jucând 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 dar tot mai puțin. Între timp au apărut ăștia mici, toți. Generația Andone, Gabor, Rednic, Mateus, Mateus da. mai târziu, că e mai mic un pic. Dar cu Zelenscira a jucat Mateus, a dat și gol parcă Nu, nu, nu. E vorba de Feca Sarajevo. Tu Sarajevo, pardon, eu de, am zis și că Noi vorbeam toți despre Da, sunt două echipe, da. deci. Dar e un pic luăm de la de la da. început. Deci Lucescu pleacă în vară, se ocupă doar de echipa națională, deci se reîntoarce în București după 5 ani cu domiciliul la Hunedoara, din 77 până în 82, se întoarce în București, în primul tur ei pică cu Grațăr Atletic Club, AK Graț, care era a treia, a patra clasată într-un campionat al Austriei, sub pe vremea aia, e, în poartă era un, egmetici egmetic care avea niște izmene de două ori mai largi decât Gabor al lungurilor, <cute> un ciudat cu plete așa și cu izmene, cine joacă la ei, la Grață, la Atletic Club, joacă Beri Hulșov. Uh -huh. Beri Hulșov avea vreo 37-38 de ani, o barbă până la brâu și niște plete. Postul libero lui Covaci la Ajax cu 11 ani mai devreme. Uh -huh. Hulșov, Blankenburg, Kroll, Acum nu știu ce. iar barba aia. Deci barba de aia de forestier, așa. Era nu chiar cam, așa, dar am mai văzut mulți cu barba. Era cam grăsuț, cam avea vreo 37-38 de ani. La retragere. Cert este că joacă. Deci acolo e un 1-1 Aici e 3-0 fără probleme, Corvinul trece în turul 2, unde dă peste FK Sarajevo, FC Sarajevo, uh -huh. deci orașul Sarajevo, actuala capitală a Bosniei, atunci a făcea parte din bosnia Bosniei Herțegovina, când ne ceartă sârbii din zonă. Bine, erau Iugoslavia, atunci era Republica Socialistă Federativă. Sf. Da. Da. A... a treia, a patra clasată din campionat, cu jucători buni, cei unii, cochetând cu Naționala, primul meci este la Hunedoara, uh -huh. 2-0 pentru Sarajevo. Sarajevo. A, ce am văzut, că m-am uitat pe rezumat acum. Ce 4, era prin apărarea la Corvinului? Da. Dacă vezi asta, zici că... Și era tânărul Andone, scuze -mă. Tânărul Andone, da, bine, tână e, e, el, nu, a, cu cine era Andone? Nu, acolo? nu, nu, stai puțin, de cel de multe ori juca mijlocaș central de închidere. Că acolo jucau Dubinciuc și Gălan, și, central. și central. Și, și, a jucat... A fi jucat mijlocaș atunci? Nu știu exact în meciul ăla ce a fi jucat, dar când... Dubinciuc a jucat... Deci, de regulă, în multe meciuri grele, cine când a, -a zis, zis Galan? Galan, nu, galan. înseamnă nu... că atunci a jucat Andor în Galan. Da, 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 Și înseamnă că a jucat un cu mai sus, la închidere. Da. Bun, 2-0. Iureș Hunedorean, 4-2. 3-2 repiz... la pauză. 3-2 la pauză, 4-2. Intră Klein. Deci Klein avea ceva, nu știu. Îl ținea ceva muscular și n-a jucat. Era capitanul echipei. Câți ani avea Klein atunci? 23-24. 23-24, da? Și Andone? Da? 60, 22. 22. Mamă, ce jucători. Da. Mateuț? Rednic, 20. Mateuț, 65, 17 ani. Mamă, și-a dat Gabor, bun. 21, 21. Petcu, vreo 23, 4 cu ei, cu Ando, bun. Păi vine lui Klein, poarta goală. Da, 4, 2? Da, 4, 2. Nu știu cum o saltă rău, el vine din viteză, nu poate stopa, era poarta goală, cert este că o dă deasupra. Dacă se făcea 5-2, ăia egalează 4-4 Da. <laughs> și urmează returul acolo. Returul a fost cu scandal. Cu scandal mare. Vreo 60-70 de... La pauză 0-0, um, un arbitru italian, Gianfranco Menegali, se numește. Cu toată brigada, cred că atunci to așa era. Da. Da. Și acum sunt la fel. Când da, arbitrează acum, da, corect, corect. Covaci... Se duc toți, da. O să vorbim de la, Covaci. La turnele finale. Acolo o, e mai amestecat. Da, da, Acum amestec. și Covaci merge cu Bricadă la turneul final mm -hmm. cu Artene mm -hmm. și cu Vasile, cu Marinescu. Da, da, da. Rezervă n-avem. Mm -hmm. avem, avem în schimb Var, cum îl cheamă, Cătălin Popa. E și el la cam. Bun, bun hai să revenim. Da, revenim. Se merge acolo. Îi ciupesc italienii ciupesc bine, bine de tot. Au și italienii luau ceva... A, nu, 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 A, nici bă, noi nu. noi nu le-am dat niciodată bă. nimic. Nu știi că în, film, în filmul Totul pentru fotbal, când dinică e arbitru străin și ai dau niște coarne de cerb și cu ele vine acolo, da? Da, da, da. Trofeu de vânătoare, bun. Da, e... da ziceam de și, e... protestează ai noștri, mai mult Gabor, Pare că îi dau vreo două, iar vreo două Dar cred că la, lui deja e... la 4-0 i-a ars Dumitrache. Da, da. De... Am, am văzut undeva că i-ar fi dat cu steagul lui în burtă și, în altă parte, că i-ar fi dat cu capul în gură. Nu știm exact. Nu s-a văzut niciunul, nu? nu? s da, ba da, ba da. Sunt imagini, da, 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 da? dar nu da? cred că da. sunt. YouTube-uri, <hih> nu știu ce. <hih> <hih> ce. E, mie mi-a povestit odată romic Gabor, Dumitrache având 35 de ani, a luat mai mult asupra lui, pentru că ei au fost suspendați vreo mică, nu știu, 5-7 etape, nu mă știu cât. Atunci a se auzit că 7 ani, nu, vreo 7 etape, 5 etape, 7 etape. Da, dar lui 2003 au dat 7 ani. Păi, și mai mai jucat, că după aia anul următor el a fost antrenor, mi se pare, la Corvinu. Secund. Secund, da, secund. Și Gabor, atunci ce ar fi trebuit făcut? Transferat la o echipă care mergea în cupele europene ca să-i meargă suspendarea. Că el n-a mai ajuns în București peste ani și ce facem mă, un post a suspendat șapte etape. Dar FRF știi că le-a dat? Avertisment. Da, bine! Era și un pic de patriotism acolo. Da, 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 da. Deci asta a fost în povestea Corvinului. Deci în toamna al 82 s-a da. întâmplat toate, toate lucrurile Frumos, astea. frumos. Frumoasă povestea. Uh, hai să, pun, să, răspundem și la câteva întrebări, dar vreau să spun eu mai întâi o întrebare dacă ai auzit despre Octocheși. Dar cum să n-aud? Ai auzit, da? ,ă? Cum să n <laughs> este o metodă de plată uh, cash, că da, e octocash, nu? Te de duci la... e <laughs> Te duci acolo la... Sunt niște aparate din astea în diverse locuri alea unde se plătește curentul, gazul, da, da. facturile, și scanezi și factura, da? Da, până hipermarketuri, până nu știu ce, te duci și unde lumea, ca să nu plătească online de pe telefon, merge cu factura, când mai există facturi, și o pune acolo pe aparatul ăla Bagă, și bagă bani. bani bagă așa bani. și cu octocash care există pe agenții, pe site-urile agențiilor, Sigur. se selectează acolo OctoCash pe site-ul agenției, se generează un cod, cu codul ăla te duci acolo la tonomatul ăla, sau cum să-i zic, îți la aparat, la chitanța. bași banul, îți dă chitanța și imediat banii sunt în cont. Asta ca variantă atunci când aveți bani pe card, nu? Să te duci și bași la cu cash acolo. Dumnezeu e, pe, pe foarte mulți nevestele îi controlează. Le de ce ai făcut aici? Ai jucat la pariu? Aaaa! Da, da <ră> chiar, da, chiar ziceau niște prieteni. Băi, pe păi ăsta... Prietenul ăsta nu niciodată nu are bani pe, pe card. Zice, mereu îmi spune că a rămas fără bani. Da, deci asta e off Uh, îl puteți folosi și voi și puteți intra pe Instagram și Facebook uh, al OctoCash-ului ca să aflați ultimele noutăți și să vă lămuriți exact despre ce este vorba. O modalitate de plată, de plată da. atunci când nu ai bani pe card. exact. Da. Când ai, când ai doar cash și îți poți pune bani pe card. Sunt 40.000 de scule de astea miraculoase. De locuri unde poți să de paparate, de da, în care, da, în toată țara, deci, Așa. Zic. Hai să trecem la întrebările puse de cei care au văzut uh, Podcastul precedent, Lucian Lazar, vorbește despre povestea precedentă, cea cu Buzăul, când i-au uh, retrogradat, uh, retrogradat pe cei de la UTA, da? Da. Da. Și zice frumoasă povestea, dar noi știam că și înainte și după meștei, de la Buzău au fost la discotecă la Astoria și nu la teatru. Așa scrie, așa mi-a povestit mie, da. Dan Tulpan, care a fost acolo, fostul președinte da, deci și el al muzeului, fostul Clar. jucător. Da, probabil că lumea știe altceva, da. Mă rog. Și după, iar la final acelui zbor de linie, au ajuns la București, A fost așteptată la aeroport cu flori de însuși postelnicul, a ajuns ministrul de poate, internet, se poate. care era, fusese secretar, e prim secretar, prim secretar la Buzău. Da, la Buzău. Se poate, da. asta numai. E, mă rog, e e frumos ce, ce a e spus posibil. și acest domn la Lazar, mulțumim pentru completări. Uh, hai că unul Dionis 191 ăsta i mai uh, așa, i-a mai citit întrebările. Uh, uite mă, zice, domnule Buzărin se adresează, cu spui domnul. și ține, cine? Florica dansatoare. Pe cuvântul meu. O, așa Floricica se... Spui. dansatoare, eu știu. Flor, sau poate mi-a scris și greșit. De așa. Florica, zice dansatoarea. Ce juc... Domnule Buzărin, ce jucători din Superliga ar putea cumpăra PCSB pentru a intra în grup de religii campionă, Adică ce să transfere beca, ce să cumpere. Dacă iar și vin de Pe ce să ar putea face îmbunătățiri, mai exact? PCSB-ul? Da, uite, o întrebare decentă bună, de la Florica. Bună, bună. Florica. Fundaj lateral, dreapta. Cred poate și stânga, depinde ce face cu Radu Păi de ce Încă în o dreapta nu avem pe pantea? Stai un pic să-l vezi, să vezi refăcut, să-l vezi că... Să fie să aibă o dublă. Păi, sigur că da. rai da. și pe Valii Crețu, 35 crezi, de ani, eu aș că... mai lua și un mijlocaș central acolo lângă Olaru și... Acum, totul se rezumă. Pleacă Florinel, nu pleacă. Dacă pleacă Florinel, eu trebuie să, puțu, trebuie să iei ceva acolo. Dacă are și Olaru ofertă, ai știe trebuie să iei ceva. Oricum un mijlocaș central trebuie, în opinia mea. Atacant central, nu? Atacant central depinde dacă vrei să joci. Atacant central este imperios necesar. Da. Dar depinde ce vrei să joci. Că dacă vrei să joci cu nouă fals ca până acum, poți să joci. Campionatul ai câștigat cu nouă fals. Da. Acum, ei probabil că își propun, nu avem de unde să știm, dar bă, nu, eu asta mi-aș propune locul lor, un drum cât mai lung în Europa ori pentru aia, cam trebuie un atacant. Da. Adică ceva care să dea Păi uite că e un campionat de fără atacant. Păi au, am jucat cu Botoșani, da, am jucat foarte vreo bine. Vreo penesc, am mai jucat cu Botoșani, acum joci cu campiona da. campioana Estoniei. Să vezi ce tremură șortul hmm, pe tine când, când, o să dai peste campioana Estoniei. A, uite, o întrebare frumoasă aici pentru amândoi, dar ce adresezi ție. Dani 6190. Ce părere aveți despre salvarea miraculoasă a Botoșanului? Bine, ei încă nu sunt salvați, dar miroase a omenie? Zice cineva. <laughs> În primul rând, e meritul lui Andone, lui Bogdan, că i-a scos din... Corect. Știi cum zice, ieșirea din starea de maras, Pe vremuri a scos din starea de maras. E meritul lui Iulian Călin pe linie de partid care a ucis pe Craiova și cred că de acolo drumurile au luat -o în direcții opuse. Că e, meritul, -a mai jucat nimic. e meritul Craiovei că n-a mai jucat nimic exact. în ultimele șapte opt etape -a și a ani. avut păcini să bage de desubt. Da. E meritul lui pe... deci e meritul lui Hanca a ratat penalti deși executantul era grozav la petrolul <laughs> e meritul, e meritul mai mult ora. Dar chiar de ce n-a bătut atunci? Nu se știu. Nu? nu știu. Nu s-a descifrat nu știu. această enigmă. <laughs> da. Uh, să mai zic o întrebare sau să, să trecem zici mai departe? cum vrei. Nu, tot pentru domnul Buzărin, zice. David Marius. Aș dori să-l întreb pe domnul Buzărin dacă crede că Drăgușina trebuie trebui să plece de la găini, de zice Sau... Ați mă spus greșit da. aici, mă rog. Având în vedere cât de puțin a jucat din ianuarie și până acum, și dacă Napoli este cea mai bună variantă. Dacă interesul nu este la real. La Napoli, eu știu că există acel Rahmani acolo, care da. e capitanul echipei Kosovo. El, cum să spun, interesul nostru este ca Drăgușin să aibă meciuri în picioare. Interesul, interesele lui Drăgușin sunt două. Să ia bani cât mai mulți și ia la toate ham și să și joace din când în când cât se poate de mult. Acum, el a jucat cu Manchester City. A jucat da? în meciul ăsta, da. a jucat binișor, zic eu. Cum ți s-a părut? E, -a... Tot a primit peste 60 de goluri. Cu ăștia, cu Romero, cu... Da. Ce se întâmplă cu Drăgușin? Drăgușin este un jucător foarte bun, puternic, tactic, bine așezat. E, greu să-l folosești lângă Romero, care nu prea are viteză, și lângă Van der Ven, care nici el nu prea. Acum a jucat stânga Van der Ven măcar unul din fundașii central trebuie să aibă viteză și Drăgușin nu are o viteză grozavă. Deci am observat că el mi s-a părut un pic reținut așa, nu, nu s-a avântat, a ieșit o dată sau de două ori, dar a greșit pasa și a doua, Romero nu i-a pasat niciodată, ei mai pasau în spate, nu știu dacă e cine știe ce, dar Băi, dă e, mă și lui, dă în stânga acolo. au făcut un meci strâns, un meci de defensivă în meciul da. cu chiar și conduși cu 1-0, nu s-au prea avântat, adică tot contraatac jucau. Da, da, acum bun, ești la Tottenham, de ce să pleci de acolo? Ca a, că ai jucat... Puțin. Puțin. Poate că o să joci mai mult. Dacă te duci la o echipă bună, peste tot E posibil să joci Trebuie puțin. să să-ți câștigi locul Călapul acolo. Napoli, bun, da. dar probabil dacă se duce la Lece, acolo joacă sigur și dacă se duce la Como, care a promovat acum cu Cezva Bregas... Păi Cesu nu, Abregas, așa rămâne acolo, nu? Acolo, sigur. Nu rămâne în Italia, dar. Cel mai bine rămânea la Genoa sau cel era. mai bine vine la Concordia, chiar și la unde, sigur, joacă. <laughs> da. Uh, nu. Avem și astăzi cele 20 de fribeturi de câte 50 de, de, de lei oferite avem. de Superbet. Vom spune meciul în care voi trebuie să comentați, să dați scorul corect un pic mai, mai târziu, așa că stați lângă noi. Începem să discutăm despre partidele din Superliga României, mă rog, și barajele și cele trei meciuri ce din mai glav, care au mai rămas de discutat. Deci mai sunt ce? Păi un, vine, baraj, hai să o luăm pe... un baraj mai avem, ăsta acum, după aia încă unul săptămâna viitoare, două baraje A cu B și ultima etapă din trei meciuri. Avem trei baraje săptămâna asta. Păi da, l-avem pe ăsta duminică... Cu Cluj cu Oțelul. Cu Cluj cu Oțelul. Sai, oțelul iau și tu Păi da, Pe păi tu așa. ai luat -o. eu iau. Eu. Vineri 17 mai, ora 20, Botoșan Mioveni. Manșatura barajului de menținere promovare. Să vorbească din nou cu Iulian Călin și... Nu și poate că treaba, e Mioveniu, da? e din Argeș, da. Adică poate la nivel... Eu cred că îi bate Botoșaniu. Adică e o echipă care s-a rodat. Mie echipa Mioveniului puțin cât m-am uitat la Liga 2, doua, nu, nu mi-a spus absolut nimic. Deci, Constantin eu, Schumacher, e antrenor, șurmi, da, e echipă... cine mai avem acolo? Pe și mai, mai e parcă un fost fotbalist. E o echipă modestuță. Ca secundic. Da. Nu știu dacă e Tameș. și Iulica, Tameș și Parcă acolo așa, să am, -am poate, Tameș, mai e o cineva. o echipă de... subțirică, în orice caz, Mioveniu, care a avut singurul merit de a se fi calificat în, în... play-off. Play te-ai da. calificat în play și ești sigur la baraj. Deci problema... Două, cele două care au fost limbări și Corvinu n-au avut drept de promovare și atunci lucrurile au fost foarte simple. E, și o echipă susținută de autoritățile publice, primarul e la primor. Prim, primarul e la... Dar de ce? s-a dus să dea șpaga înapoi. L-au prins când a dat șpaga înapoi primarul de la Piu. <laughs> da. Uh, probleme cu banii. Acolo până la urmă și-au luat licența pentru Liga 1. Înțeleg că da, că altfel da? nu i-ar fi să dea baraj, să da. joace, Exact. Uh, ei au mai fost în două baraje în ultimii ani și chiar au eliminat o echipă din Liga 1, pe Hermannstad uh, da, în 2021, când au promovat cu totul surprinzători, nu avea nimeni. E, da, și după aia au retrogradat nu da, imediat. Da da da, 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 Cu Dica sau cu cine De Dica da? nu mai are tur. Și nici la tot. Da. Deci, da. cum să zic? un stadion drăguț, dar nu prea spune mare lucru echipa așa. De două victorii în ultimele 11 meciuri și totuși au ajuns la baraj mâi de vezi, promovare. Vezi, deci eu cred că Botoșanu e mare favorită și că va încerca încă din tur să... Dar știi pe cine a bătut Mioveniu în ultima etapă? Pe Corvinu. 3-1. cred pic, că ei nu stai, mai aveau stai, nicio... Stai, stai, da, stai. stai. E, Corvinu a trimis juniorii de under 17 sau 8, Under 17, juniorii 2, Aia e lui Dinu Magici care e și secund la, la echipa la Ba da, pe din ăștia da. care... Cum, i-a bătut, îi băteam și noi, păi. 3-1 chiar scor păi, de ce? bun. Deci a trimis juniorii 2. Da. Păi și bine au făcut. Că păi uite da. că le-a ieșit cu cupa Da, românii. da, da. Adică nu i-a mai interesat, adică nu spune absolut nimic victoria aia a, a, a Mioveniului cu Corvinul din ultimul. Absolut nimic victorie cu echipă de copii de 16-17 ani. Victorie în cotă 1-62. Eu zic că ar <coughs> Fără discuție. Da, probabil că o să mai scadă cota. O să mai scadă cota. Sâmbătă 18 mai de la ora 21. 21, da. Se joacă locul 2. CFR cu farul. CFR-ul lui ce -i trebuie? CFR-ul îi trebuie un punct. Îi trebuie un punct. Pentru că sunt două puncte între CFR și Craiova. Și la egalitate ar prima poziția din sezonul regulat unde CFR-ul stă mai bine. Da, pe au terminat pe rotunjire, două pe avut, 4. Amândouă au avut rotunjire de sunt deci în Deci asta? Acea este situație. criteriul ăsta. Și atunci e criteriul 2, clasamentul la nivel, la nivelul CFR sezonului. CFR a fost regulat. pe 3, că a fost FCSB rapid, rapid CFR trase Craiova. Craiova, da. Da, 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 o, da. deci faru și deci sepsi. trebuie o etapă. O, o un punct. Un punct. Un punct. Un punct. Un punct. Da. Că faru... dacă nu Că dacă, acum să vedem, aici e o discuție foarte interesantă. Farul, în, în, farul evoluează împotriva lui Sepsi. Nu. Craiova, Craiova, în, cred, Craiova, ca... Craiova, 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 împotriva lui Sepsi. Craiova, Far, mă gândeam. Farul se bate cu se... Sepsi la locul 4, cred. Da. Bun. E... Farul nu mai are nicio șansă să ajungă pe locul 3. Nu, să rămână pe 4, că sunt vreo și ceva de mii de euro în plus de la drepturi TV. La Asta e singurul da. obiectiv, să zicem. Și Farul are nevoie de un punct, care două față de sepții. Acum eu mă gândesc că Dan Petrescu s-ar putea să lipsească din meciul generației de aur. Păi că eu o să aibă, dacă nu iese pe locul 2 CFRU, eu o să aibă baraj atunci pe 25. Păi cum să nu iasă, Cred că le trebuie un punct. Păi și nu-l face. Ei, nu -l face. Păi dacă nu-l face. Ai văzut ce joacă Farul? Dar dacă nu-l face. Farul de la, la 3-0 cu Craiova 3-3. Da, deci farul a fost cea mai ciudată echipă în, în play-off-ul play ăsta. A bătut la rapid. După aia a luat bătaia acasă de la Sepsi cu 4-1. A bătut pe CFR cu 5-1. Cu Craiova, i-a bătut la Craiova. Pe Craiova e îmi... bătuse la toate meciurile. În toate, toate meciurile. Deci a bătut la Craiova, pe Craiova. După a, a venit Craiova, alea au 3-0 minutul 7-7, se termină 3-3. Da, acolo greșire lui Hagi. Te doare mintea. A greșit Gica acolo la schimbări. Acum eu pun problema și așa. Da, și recunoscut. A recunoscut. Are Nu cunoscut. prea voia el la final să recunoască, păi... dar n-a avut ce să facă. Păi eu, nu, a dar a după aia a, a, a dat-o pe aia. Adică, bă, v-am băgat și voi n-ați făcut nimic. Da, a ne Nedelcule, eu de ce te-ai cel mai mare salariu? Da. Nu, dar a zis, a zis omul, domnule, n-am fost inspirat la schimbări. Și într-adevăr, la 3-0, bă, nu prea dar da, vezi, în momentul în care tu nu ești și patron și antrenor și ai un 3-0 și nu ești inspirat la schimbări... Cine te... S-ar putea să... E, băi, nu, într-o situație în care da, nu dacă se nu ești, așa, dacă nu da, s-ar putea da. să fii trimis la plimbare. Da, așa este, dar acum nu are cine să trimită la plimbare pe Hagi. Se autodemite. Da. Pronostic... Bate Ai ceva? cfr Bate ce ul cfr -ul este cotă 1.57. E bună. Crezi că vor fi goluri multe sau puține? Bine, acum știi ce se întâmplă. Știi cum e CFR-ul? Ah, știi că la... joacă bursucul la un punct, s-ar putea. Știi că data trecută la FCSB cu ce ul ți-am zis sub 3.5 era cota foarte bună, era 1.50 și nu știu și cât. Și a fost 0, 0, da? 0 da. Da, da. Așa și dacă joacă la un punct. Dacă, dacă joacă la un punct CFR-ul... Și aici e cota mărcică, la, la sub 3,5. La golul puține duce. 1, 4, la goluri puține duce Poate aici. fi folosit pe un Cât are un sub 2,5? Are 1,80, cred. 1,70 și 1,80. De cred. luat, de luat, de da. luat, de luat, de luat. Așa. Dincolo Craiova trebuie să câștige. Craiova la aceeași oră, normal. La aceeași oră trebuie să câștige ca să fie întrunită condiția asta. Deci trebuie să câștige. Deci P trebuie să Craiova câștige. Și joacă acasă. Și ce fără să piardă ca să da, meargă? Craiova dar în primul rând de... trebuie să câștige ei. P să și atunci câștige. vor forța de la început echipa fără obiectiv. Pe obiectivul Sigur. locului 4. Bun. O diferență de Cașcaval. Da. Dacă pierde farul, <fânt> uh, și îi depășești. Urii. Nu, accident a suspendat. A luat pentru cumul de cartonașe da, și galbene. Uri de la Craiova. Uh, ce și? cotare cot are Craiova? Craiova, uite, nu mai știu exact, pentru că eu mă alesesem peste 2,5. Mă gândesc să dea și sepsi. Măcar e posibil, e posibil. Pătă 1,93. Mai bine așa. Mai da? bine așa decât unul solist al Craiovei, că n-ai știe Da, păi asta e deci să nu facă ăștia o surpriză, deși mă cam îndoiesc. N-ai baștie ce se mai întâmplă. Deci Craiova probabil că va juca baraj. Fiind pe locuri, cu probabil, una dintre cu Ocluj una și Oțel. din ce vorbim acum, că da. la asta vorbim, nu? Păi duminică, da, ora 14.30, avem o cu Cluj, pre-barajul, cum ar fi, barajul din play da. adică cele mai bune clasate din play Și că am bătut oțelul până acum. Păi, i-a bătut în, și joi și duminică, sau da, cum s-a jucat bătut trei zile. Semifinală de cupă la... Cu 2-1, la Galați. Galați și după aia, ce, după aia... Tot la Galați. Tot la Galați cu 1-0 da. în... La trei zile. Și nu ia și Cluj un punct, un punct, adică stai că aici se joacă în singur meci. Ce me punct? Nu, ce un punct? egal am vrut să zic. Fac și eu ca, Cine a făcut trei puncte? Ca? Nicolo Napoli, da. Așa <laughs> zic și Așa. Um, da, bun. Acum, ce se întâmplă? Nu, de exemplu, și la fi, prelungiri, deci, da. lovituri. Lo crezi că mai ține oțelul încă o dată la prelungiri în, a, în 72 de ore? Mie, mie că nu mai ține nici la meciul ăsta. Acum sunt de dezamăgiți. Bun. Trebuie să, deci, ești dezamăgit de ratarea unui obiectiv. Dar ai în față imediat un alt obiectiv care te poate duce acolo unde n-a reușit să te ducă ăștia. Pentru că ei dacă se duc la un baraj la Craiova, să zicem, cu Craiova, pe Ion Oblemenco, să nu uite că i-au bătut nu de mult în sferturile de final ale cupului. A bătut o țelă. Da, da în mă rog. da. poate să bată în prelungiri și acum. Da. Deci uh... de-aia zic... Tot, tot sub aș lua și aici. Exact, asta am să zic, zic sub. Și eu. Sub 2,5, zic cota imediat, este 1.57. Bună! Sau X2, am zis. O cotă 1.53 și pe urmă în ce o mai fi. X2, adică Cluj, adică, meciul la Galați? Da, egal sau victorie Cluj. În Eu 90 știu de dacă... Păi ia să-i bată ăștia. Păi, da, s-au învățat <laughs> acum. A mai învățat și Neluțu să abogte ceva. Da. Din ce a fost. Duminică, la ora 21, avem rapid FCSB, un meci pentru nimic, nu? Amical. Doar orgoliu. Doar orgoliu. Ca să da. bată și rapid pe cineva. Nu cred. Nu, bani, nu, nu, cred, nu păi ăștia nu după cred. după atâtea petreceri, după atâtea mai vin să facă ceva păi, aici. petreceri... Nu, acum ei trebuie... Deci... Ei e, nu o să joace toți. Rapidul nu are jucători susceptibili de convocare. FCSB-ul, eu păi zic, aia că are zic că, că îi bagă va. pe Floriner. Păi pe îi ăștia. bagă, îi bagă să-i țină în priză. Da? Păi pe ăștia dacă... Păi și dacă te accidentezi. E... De ce joacă să la nu, te rupere, atunci nu mai jucăm deloc când se joacă la rupere? Hai, numai, vorba de ultimul meci. Bun, eu nu cred că o să fie cine știe ce rupere și așa. Cred, cred că vedem goluri multe. Va fi un meci relaxat, un meci de final de în sezon, unii ultimi în playoff, play alții primii. În playoff, aș merge pe rapid. Zici tu, prin, 1x, prin 1x, complexul 1x, rezultatelor. 1x. Aș merge pe GG. Bine, acum la FCSB să nu mai bate pe nimeni, acum pe final, că și la Craiova, nu, nu, nu mai -a adică, bați, nu mai prea poți să bați. Adică, până la urmă, că, da. ia mă, ce dacă... Ei, e, bun, nu? tu ai terminat campionatul acum patru etape. Da. Dar uite că Leverkusen mai bate, paris a bătut Leverkusen, la Nisa, da. Realul dă câte patru, câte cinci, care și ele campioană, nu? Da, e bă, și să ai dreptate cu over totuși. Poate ar fi deci, mai bine. Realul în ultimele două meciuri, deci după ce a terminat cu Bayern, nu? Ultimele două meciuri, 4-0-5-0. Da. De campionat. Oia da. nu s-a obosit. E nu altă obosiți, mentalitate nu? acolo. Oia nu s-a obosit. 9-0 în două meciuri. Da. Luni, 20 mai, ora 20, celălalt baraj pentru menținere, promovare, Dinamo, Cicșere, dar Patrick e suspendat, a fost eliminat de cu UTA. Națională. Da. Da. Umple și Dinamo, Arena. Păi ieri, al alteri să vânduți, ieri, cu 5 zile înainte... Ai și să bucurau parcul de triu, au invadat terenul când au... Da, 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 zgeam au Champions League. Vrei să spun ceva? Ai o echipă... Să mă exprim eu corect. Mă urâtă. E o echipă... Cine? Cixera, da, adică urâtă din punct de vedere al spectacolului. Nu vreau să jignesc pe nimeni, doamne ferește. O echipă care știe să joace la rezultat care se organizează bine Robert și fostul mijlocaș. Asta un, un tipul campionatul, că acum au patru înfrângeri la rând. Da, au lăsat-o și ei mai moale, dar eu cred că se pot mobiliza. Un au și egal în ultimele șase meciuri, cinci înfrângeri și, și un egal. Tot favorită rămâne Dinamo, zic eu. De regulă în meciurile astea între Divizia A, Divizia B, între prima și a doua ligă, a rare ori se întâmplă ca Liga 2 să fie cea care se impune, cum a fost la un trecut Dinamo cu FC Argeș, dar acolo înțeleg acolo că a fost, o că a fost altceva, da. cu 6-1 din tur, pe da, care erau să repare în, în retur, că la un moment <laughs> păi dat era 4-2. 4-1, nu știu, în ce minut era, da. da. În prima repriză, cred. La începutul reprizei a doua era 4-1 la un a moment a dat. A fost da, 2-1, da. s-a făcut repede 4-1, deci... Da. la încă două goluri și intrau în prelungire. Oricât de slab a fost Dinamo anul ăsta, cred că asta ar fi cea mai mare, mai mare decât Corvinu, câștigătoarea cu pei, dacă nu s-ar cădea. rămâne în prima ligă cu Cic și Rân. Dinamo cu Ciuc, încă una și mă duc. Da. Încă un baraj. <laughs> încă un baraj și mă duc. Și mă duc în liga a doua. Uh, ok. Pronostică e, mic, bate e, mic. dinam, bate dinam. e mică la victorie, 1,30 ceva. Mai iau -o cu ceva. Minus cu goluri. 1 asiatic am luat. Bine. 1,65 la Unibet și nu știu ce e diferența asta mare, dar probabil că va scădea și la ei, la Betano e 1,53. s a uitat <sus> în altă parte, eu știu. Da. Minus 1 asiatic înseamnă că trei victorii la două goluri. Dacă e dinamo, dacă e victorie la un gol dinamo, o se dau banii înapoi. Cei plătești ce, ce Banii înapoi, până ce Dumnezeu. Da. Tu te duci la cârciumă, nu-ți dă banii înapoi. Nu-ți nu mai ai mâncat, ai plătit, asta este. De dacă nu-ți-a plăcut uh, uh, pomana porcului, gata, ai plătit-o, da, nu-ți mai da, dă de la da, banii înapoi. Da, da. Deci, la meciurile internaționale, din campionatele străine, încă n-am anunțat meciul cu free de mai noi. Vă dați seama că nu e de la noi. Mai da. ținem un pic în priză sau spunem? Mai stăm, nu? Până ajungem la meciul păi, cum zici? Hai să hai, mai stăm. Hai să mai stăm un pic. Să începem cu... Deci se termină multe campionate. Cu campionatul Angliei, unde se joacă titlul, titlul totuși. chiar dacă pare o formalitate puncte, pentru City, da? Două puncte înainte pentru City, după, după ce a jucat restanța asta cu Tottenham de zile trecute, deci are două puncte în față. Da. Arsenal are acasă cu Everton. City are tot acasă cu West Ham. Da. Echipe liniștite, Everton locul 11, West Ham locul 13, 14, Nu am papura. uitat dacă am mai pot urca tot așa, că la ei chiar sunt bani în drepturile TV dacă urci un loc sau două. Da, dar toată lumea urcă și coboară și dar da, pe, toate tot nu e interesat să ia bani de la drepturile TV acum, acum merge. Vrei să spun ceva? au și drepturi TV foarte mari, dau și ticketing, adică dacă A, joci 3-4 meciuri da. cu 50 de mii, cum s-a gândit Gigi Becali acum, băi? mă duc și am vânzări de bilete, am meciuri cu 48-50 de mii de spectatori, în câteva. Da, în... dar acum eu aș fi văzut că revenim la FCSB, două, trei transferuri măcar repede acum. Și bune, ce sunt? să nu mai faci mai probleme, hai să intrăm da, în grupul. Da, 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 alea sunt greu de luat, alea bune acum. Bine, adică acum poți să iei tot pe ăla din campionat. De pe la nu Corfinu știu ce. ce. <laughs> ce <să -i> <laughs> de la Corvin? De la Corvinu îl ia sepsi pe Marius Coman pe, pe atacantul nou. central. Pe atacantul da. central, pe noar. Da. Da, da, da. Foarte bine. Cred că o să rămână fără totuși vreo 3-4 jucători maxim. Așa. Păi stai revenim. că bă, povestea e alta. Mm. portarul, Lefter. Cât are? în curtea 19. 19. A fost în curtea rapidului. Bă, și bun a apărat penaltiul ăla, la Le Am apărat și cu CFR în turul trecut, și cu da, Volutar, da, Luguța, așa. Poate, bun. Joc bun jos. Joacă mm -hmm. bine jos, de picior. Transmite energie. Da, transmite da, da. Energie. E și vocal, așa. Mm -hmm. Și a fost în curtea la rapid. Ios. Ia du-te, Hai bă, că noi avem pe Horaciu Moldovan, avem pe Drăghia, al doilea, care e, e mai gras ca mine. Îl avem pe... Acum e rapid o apăr, probabil că el va apăra și în etapa da, asta știi care copilul e? ăsta, Ungureanu. Bogdan Ungureanu. Știi care e problema? Că el dacă rămânea la rapid, n-ar fi jucat. Și n-ar fi câștigat experiența. Probabil că n-ar fi urcat da. atât. În... Sau poate acum. Poate, da? poate ar fi acum jucat, da. da, da Cu da, accidentarea da, lui da. Acolo da. a jucat un campionat, Tot campionat. da. Și uh, a terminat pe locul 3, practic, da, nu? Da. În divizia B, da. în Liga 2. Deci locul 3 în Liga 2 și traseu traseul până la finala Cupei. Ceea ce era la toate, da. 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 Dacă aveau uh, organizarea juridică. Da, da, da. da. Nu, răspunde ceva. Dacă aveau organizarea juridică, i-au lăsat un pic mai moale acum. Eu cred că, erau, eu, eu cred că promovau direct pentru că ei au lăsat o da, moale da, pe da, coadă, da, că, da, că da, aveau clar, și și Lala cu aici da. au dus juniorii de 17 la la Mioveni. Da, Nu Mioveni. mai ducea juniorii da. de 17, nu? Da, așa este, jucau altfel. Dar au jucat binișor, am văzut celelalte meciuri, mă rog. Da. Uh, de City erau de City 88 ah, de puncte, Arsenal 86. Două puncte diferență, la egalitate de puncte dacă va fi. Tu da... crezi că ratează City ca asta, na, Asta dacă City face egal dar ei primează golaverajul. Uh -huh. Deci nimic altceva. E, gola, mai bun al lui City. Da. Dar nu cu mult. Dar nu cu mult. Că dacă City face egal și Arsenalul bate cu vreo 6-7-0, da, da, da. Nu se știe. Dar eu nu cred că face City egal. Și că, de deci, ce, am propus din ce... Ia, ce gol în aici? prima repriză. Peste 1,5 în prima repriză. Ai, ai luat uh, 1 și peste 2,5. Cotă 1,48 ah, și în Și, și, și la acela... Arsenal am luat gol în prima repriză. Nu, scuza-mă, invers. Invers, da, știu da, ce am luat. Am da, luat da. la City uh, peste 1,5 în prima repriză. Da, da, cotă 1,78. Da, ei le-au niște cote 1,5 pe 1,20. Am 2 și așa în Arsenalul. Da. Adică a ajuns a ajuns West Ham să aibă cotă 23. Da, care <coughs> nu e o echipărea, nu? Păi nu. Da. Așa, și la ceilalți ai luat la Arsenal 1 și peste 2,5 cotă 1,48. Păi da, deci duminică seara la ora 8 o să știm noua campioană angliei, eu zic că o știm de acum. Părerea mea Crescim. este că o știm de acum, ar fi al patrulea la rând. În Ligue 1 se mai joacă în Franța e, e revitoarea retrogradării directe. luați baci. Locul 17 și 18 ca direct, ai scris locul da, 16 loc... merge la baraj. Um, pe care este, pe Metz. care este Metz, acum. Da. Dar Metz are acasă cu PSG. Asol depinde cât mai sunt ăia de interesați. Văd că acum au bătut la Nisa în intermediar. Da. deci au cu psg acasă. Mi se pare că sunt vreo 9 goluri între ele. Între diferența de gol și Lorient. Și deasupra se află Lorian, da, da, da. Nu, de desubt. Nu, de, de desubt. Da. Deci cu ei la Le nu prea mai pot să ajungă. 26-29 de puncte. E greu, ei au și gol minus 8 sau 9. Metz ei are minus, minus 21. 21 și Lorian minus 28. Deci Metz nu poate urca mai sus de locul de baraj. Dar poate Acum ideea să nu direct, de pe să el. nu pierdă cu 5-0 și ea să bată Pentru cu 2-0. Pentru că, că uh, diferența de 3 puncte mai puțin uh, Lorian, da care joacă acasă cu Clermont picată da. de mult da. și dacă tu pierzi cu 2-3-0 și a bat cu 5-6, e nasol. Da, mers PSG, deci, ai zis GG, 1,49. 49 Adică Metsul să dea, și, dea și gol, da, da, da. Iar acolo e bunul. solist ala care are 1 3. Da, care da. trebuie să bată, i-au picat de mult. Și aici cred că o să mai scadă cota zilele următoare. Așa. Probabil. Și uh, am lăsat-o la sfârșit, cele 20 de freebeturi de 50 de lei de la Superbet la uh, meciul din uh, Europa League care se va juca miercuri, finala Europa League la Dublin. la Dublin pe 22 mai, deci uh, Atalanta Leverkusen, arbitru Ișvan Covaci. Cu cei doi uh, românași la margine, de arbitra și la Europa. de data asta fără că te limpopa la sunt alții slovaci, veni, așa ceva, nu știu, m-am uitat pe delegare. la -am Mondial n-a -a apărat, n-a arbitrat. Pardon. A ridicat placa. de, 5 ori că, de, câte cred, de 8. De cred o, că noaptea o. făcea numai așa. Da, Ridicat dar la tăblița. Euro cred că să arbitreze, arbitând finala Nu mai să nu o comită pe aici, Probabil. cine știe ce să cine facă la meciul ăsta. Da. Am văzut că s-au dat arbitrii pentru toate cele trei competiții. La Champions League este un sloven, domnul Ceferin, să trăiască, că e de-al dumnealui. Iar da. la cealaltă, la Conference League, care va fi săptămâna viitoare pe 29, un portughez. Uh -huh. Atalanta tocmai ce a pierdut finala a Cupei n-a putut să reacționeze la Iufantus, gol primit în minutul 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Vlaovici. Da, da, da. Deci n-a putut să... Iar Leverkusen a rămas neînvinsă, nu? În toate competițiile. Era, da, 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 Crezi da, că da, rămâne da, și da. acum? Da. Deci dacă e după 90 de minute și pierdem în prelungiri sau la penalti, e tot, tot neînvinsă. Da, dacă e 0-0, da, 1, 1, da, 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 e da, neînvinsă, da. Ăsta da e genul de meci, deci, cred că Gasper, lui Gasperini, care e vulpe bătrână, își știe pe aia pe acolo, pe șic, dacă o juca pe ăsta micu, cum îl cheamă Florian Virț. Îl da, da, blochează, da. să vezi ce, îl blochează pe Frimpon, care face toată banda dreaptă. Deci, da. e, e, avioanele alea la de pe aeroporturile din Bergamo, ca al <laughs> Serio este aeroport de la pentru Milano. Da. Cred că le pune pe toate în poartă. Le duce la Dublin și le pune în poartă pe toate, Gasperini. <laughs> și totuși, tu ziceai că poate dau amândouă, că poate dau pe contratac, contraatac, nu? Poate, dar Atalanta are un contratac extraordinar, da de chetelare cu Lucman, cu ăsta la altul, cu Pasalici, dacă e pe acolo, cu cu Miners, cu, ai de mine, ce, cu Miranciu, care poate juca și el acolo. Da, deci, deci și ai zis gg tu. Da, 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 da. Cotă da. da. 1.80, până uh, la Europa League aici, așteptăm uh, pronosticurile voastre, zicem și noi, scor corect? Atalanta, Leverkusen, cât ai zis? GG, da? 1-1. 1-1. Da. Și o să zic 2-1 pentru Leverkusen. Aveți voi ce aveți cu Lever cu să nu Să, să, vedem că orice lași și are E orice lași aș și are Da, atalanta, okay. e da și are cam asta da, e. Da, da. Da. Arin, suntem pe Spotify, pe Google Podcast, pe Apple Podcast, pe canalul de YouTube al pariurix.com unde vă așteptăm să vă abonați și să dați like la acest video. Mulțumesc Alin Buzărin. Mergem la Octocash să băgăm la Mergem să băgăm <-n> la pe nu? Da. 10 lei măcar. Mulțumesc și vouă. Cred că cam atât am pus bani <bă> 2 lei pe car, <laughs> bănuiesc. Nici poți <laughs> paria. Nu, cred că 20, Care, de 20 de lei. 20 de lei. De lei. Da, 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 da. da. da, da. Mai bine ne revedem la săptămâna viitoare.